Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi, fiind duminică, vreau să vă arăt o rețetă simplă, nimic complicat, fără să gătim sau să coacem ceva la cuptor cu produse cumpărate din magazin. Vreau să vă arăt o prăjitură, mai exact un tort de casă, foarte simplu de făcut și nu foarte scump. Pentru rețetă avem nevoie de blat de tort, 3 portocale pe care le-am făcut felii, mango, bucățele de mango uscat, cireșe confiate. Aici avem 100 de grame de zahăr, nu o voi face foarte dulce. Mascarpone, brânză mascarpone, iar aici avem smântână lichidă pentru frișcă. Și aici mai avem 2 linguri de zahăr, unde voi face siropul pentru blat. Mai întâi voi adăuga o tigaie pe foc, o crăticioară, și voi pune zahărul la topit. Voi adăuga câteva bucățele de mango pentru aromă. Deci este uscat, felii de mango uscat. Voi face un sirop pentru a însiropa blatul de tort. Mestecăm puțin, nu foarte mult. Topim foarte puțin pentru a-i da o aromă de caramel. Iar acum adăugăm apă. Lăsăm să fiarbă până devine puțin mai gros. Între timp cât fierbe siropul pentru însiropa blatul, eu voi face mascarpone, crema de mascarpone. Are 250 de grame, 250 de grame. Voi pune 500 de grame, 2 cutii. Așadar, adăugăm cele 2 cutii de mascarpone. Puteți adăuga și care vreți. Să faceți cu ciocolată, puteți adăuga puțină cacao sau chiar Nutella. Aici avem 100 de grame de zahăr. Iar acum voi veni cu smântâna pentru frișcă. Are 1 kg, voi pune aproximativ 750 de grame, deci 3 sferturi de cutie. Și acum că aproape este gata siropul,
voi adăuga ca și aromă o crăcuță de mentă verde. Dacă n-aveți verde, puteți pune uscat. Acum voi începe prin a mixa în prima turație, după care voi mări turația. Ca să nu fac zgomot, voi închide. Dragii mei, după 2 minute așa arată consistența la crema mascarpone. Este foarte bine bătută și arată foarte bine. Dragii mei, acum voi adăuga siropul de mango. Frunza de mentă îi va da o prospețime și o aromă foarte, foarte plăcută. Însiropăm blatul foarte bine. Oprim și pentru celălalt blat. Iar acum adăugăm din cremă. Trebuie să ne asigurăm că rămâne pentru cele 3 blaturi. Vom avea un tort foarte generos în cremă. Acum voi veni cu un strat de portocală, felii de portocală în interior pentru a-i da o tentă de acrișor, va fi foarte gustos. Acoperim toată porțiunea. Și așa continuăm până când venim cu un alt blat. Deasupra. Trebuie să fie foarte bine așezat. Mai adăugăm sirop de mango pentru că îl vrem în siropat, nu? Siropăm bine. Iar acum adăugăm iar cremă.
Peste această cremă nu voi mai pune fructe, pentru că voi pune deasupra un rând de mascarpone cu felii de portocală și un rând doar mascarpone. Eu nu sunt prea profesionist în torturi, însă le fac gustoase. Nu prea mă pricep la ornat. Mai vreau să vă spun că nu am adăugat niciun fel de aromă pentru că am pus crăcuța de mentă care este foarte, foarte aromat. Am adăugat și a treilea strat, iar de aici încolo, să nu țin foarte mult video, vă arăt la final cum arată. Dragii mei, așa arată tortul meu de mascarpone cu fructe. Încercați și voi. Voi tăia să vă arăt cum arată și înăuntru. Dragii mei, așa arată în interior. Uitați cât de bine arată. Un tort plin de cremă și fructe. Eu am pus în interior un rând de 5 portocale. Am pus și pe margini și deasupra pentru a-i mai scoate din dulceață. Dragii mei, asta a fost recomandarea mea pentru voi. Dacă v-a plăcut, un like. Cei care nu v-ați abonat la canal, vă rog să o faceți. Nu vă costă absolut nimic. Mă ajutați să perseverez. Acestea fiind spuse, vă doresc o duminică binecuvântată. Ne auzim la un nou videoclip.